Șantierul de la Breaza pare să nu se mai termine. De o parte și de alta, străzilor sunt lucrări de canalizare și de introducere a rețelei de apă, aflate în diverse stadii. Peisajul obișnuit este alcătuit din săpături, pietriș, asfalt stricat, tuburi și mormane de pământ pe trotuare. Să lucrează încet și prost. Lasă balastul pe șosea, ne sparge capul pietrele pe mașini. Ce de dacă nu strânge piatra, nu o volovan pe stradă. Dar ați avut probleme și cu mașina? Trebuie să o duceți la service? Am dat-o două ori în grup și aici mai jos de la curbă. Am stricat bucșeraile de la mașină. S-a dezgrofat, s-a îngropat, iar s-a dezgrofat de multe ori. Nu e corect ce să faci, nu e corect. Adică, voi, n-are șef, n-are că lumea, nu știu ce să faci. Dar cine credeți că e de vină pentru situația asta? Eu cred că cine conduce lucrări. Pentru că nu are șef ca lumea care, domne, trebuie să facă ca lumea treaba, nu așa de mântuială, să o desfacă iar din nou, iar să o pună, iar să... Ce înseamnă asta? Nu e corectă treaba. Nu ce? Greu. Mai ales cu foile astea e de dat. Nu te faci. Numai mizerie, numai de dat. Deci au făcut și probleme încetări. Se sparge conducte, se sparge de... La dumneavoastră cum e pe stradă? De-abia început. Urmează să vedem ce mai e. Sunt destul de incomode, cu foarte multe gropi, circulația se desfășoară foarte greu, aglomerație foarte mare. Lucrările realizate de compania Hidro Prahova trebuiau terminate până în luna iunie, însă din cauza întârzierilor, termenul a fost prelungit până la sfârșitul anului. În Breaza se mai desfășoară astfel de lucrări și printr-un proiect inițiat de primărie. Ambele investiții se fac cu bani europeni.